O, bre, ce dai buzna! Nu vezi că o consult pe domnișoara asistentă? Da, ce, nu se simte bine? Dacă nu dădeai matale buzna, se simțea din ce în ce mai bine. Hai, spune repede ce te doare până nu se răcește. Cine? Domnișoara. Mă doare tot, doctor. Mă doare că țara asta e condusă. Tataie, pentru ce te doare pe matale, două cabinete mai încolo. La psiholog. La mine îmi spui la concret. Unde te doare? Mă dor toate alea, domn doctor. Că sunt bătrân, pensia mică, nu mi-ajung banii de medicamente, dar uite că mi-a venit cardul ăsta prin poștă. E viza? E moca. Că de-aia am venit la matale, să mă înveți ce să fac cu el. Să ți-l bagi în buzunarul din spate. N-am ce face cu el, că n-am bani să cumpăr cititorul ăla de carduri. Am înțeles, domnul doctor, dată consultat. Mă consultați? Dacă veneai și matale cu cardul de pensie, mai discutam. Altfel, nu te consult nici mor. Domn doctor, ăsta moare aici. Nu interveniți? Nu luați nicio măsură? Cum să nu? Sună la pompe funebre. Sicriu standard, comisionul meu la fel. Doamne ajută!